convocați astăzi în ședință ordinară prin dispoziția primarului 126 din 25.05.2022. Toate proiectele de hotărâre au fost avizate de legalitate, au fost avizate de către comisiile pe domeniul de specialitate și dau cuvântul domnului David să prezinte ordinea de zi. Înainte de a prezenta ordinea de zi, să aprobăm procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Dăm citire proiectului de lege pentru astăzi. Proiect de hotărâre privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de fereastra Comunei Pâncești. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Aveți cuvântul. Bună ziua și bine ne-am reîntâlnit în ședința de Consiliu din 31 mai 2022. Primul punct, după cum știți, în fiecare an avem un contract de asociere cu Consiliul Județean pe persoane cu handicap și protecția copilului, DGFSP Bacău, prin care Comuna Pâncești, ca și celelalte comuni din județul Bacău, s-au angajat că susține plata a 35% din cheltuielile aferente persoanelor în regim rezidențial, susținut de către Direcția de Protecție a Copilului. Noi, la nivel de comun, avem un număr de 3 copii care, prin care trimestrial decontăm suma de 35% din cheltuieli. Nu e o sumă atât de mare să pericliteze bugetul comunii. Deci, cum am susținut în fiecare an, continuăm același contractare ca și celălalt comun din județul Bacău. Deci, asta ne cerim cu Consiliul Local pentru a susține procentul de 35%. Cam asta e pentru primul. Nu s-a modificat față de... Anul trecut nu s-a modificat nimic, nici măcar cu rata inflației. Ei sunt deja în... Da, ei sunt în plasament, se plătește, da, se plătește lunar. De mărire. Da. Procentual, deci 35% suportă Consiliul Local, primăria și 65% Direcția de Protecție a Copilului. Cam asta e. Mai zice unii adăugat, dacă nu, supunem la vot. Ediți pentru? Mulțumesc. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pâncești, de Bacău. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Alo? Organigrama Comunei Pâncești, primăriei Pâncești, e formată din funcționari publici și angajați contractuali. În organigramă am avut un număr de 30 de posturi, funcționari publici plus contractuali. La ultima aprobare de către prefectură ne-au lăsat 20 și ne-au aprobat 29 de posturi. Funcționarii publici rămân la fel toate posturile, numai pe contractual s-au redus un post, mai exact postul de guard. Nu e o comună așa de mare să necesite guardul, reprezintă cel care menține ordinea în primărie și asta. Deci, comunile de grad 1 sau orașele au... Noi l-am ținut vacant, l-am avut vacantă până acum și am constatat că din contractual e mai bine să-l reducem pe asta, pentru că cei de la apă canal vacante s-ar putea să fie nevoie să le ocupăm prin concurs. Noi intenționăm să menținem același număr de angajați. Din potrivă, ați auzit pe mass media că se cere să facem o reducere de 10%, fără să periclităm investițiile. Deci, să reducem din cheltuielile cu bunuri și servicii, cheltuieli de întreținere, cheltuieli salariale și altceva. Și ar fi bine să putem să menținem același număr de angajate. Noi din 29 funcționăm cu 14 funcționari cu contractuale. Da, până la 29 sunt vacante. Până la 29 sunt vacante, deci la 14 la 29 avem ceva posturi care sarcinile de pe posturi vacante, fie sunt împărțite, redistribuite, fie externalizate, de exemplu, pe fonduri europene. Plătim firme de consultanță,
eu știu, acolo unde resurse umane împărțesc sarcinile, deci cam la compartimentul urbanism are două costuri, domnul Vale, la urbanism și, și cadastru. Nu, că trebuie să reducem cu 10% și ar însemna că... 10 din 14? Din 14 din anvelopa bugetară. 30? Nu, nu, nu. Nu. Deci nu vorbim ca numai de posturi. Deci noi ca să reducem sau să facem o economie de bani în buget, putem proceda cum am procedat și anul trecut, când noi și la pensii cineva sau o mers tot timpul oamenii au fost spitalizat, n-am mai am împărțit sarcine. Deci dacă facem angajări, ar fi însemnat. Dacă noi mențineam, să fiu mai direct. Dacă fosta conducere, fostul primar Moțoc și actualmente eu, am fi menținut comuna la numărul maxim de posturi, noi nu mai făceam nimic. Nu mai construiam numai un kilometru, doi de asfalt. La 2-3 ani aveam să împărțim banii pe salarii, și sunt convins că treaba era aceeași. Deci nu se făcea mai multă treabă. Păi vă descurcați. Da, ne descurcați. Da, pentru alții, ca să înțeleagă. Da. Deci o persoană da, care va ține un singur post, ia un singur salar. Două posturi, ia un singur salar. Da, da. Deci să nu creadă cineva că posturile astea să far bani la salariat. Deci salariatul e aceeași. Suntem în primărie care lucrăm pentru trei compartimente. Are sarcină în plus, cum ar și doamnă secretară. Eu stare civilă. Stare civilă, resurse umane și secretar. Ați votat persoana respectivă? Nu, da. De bună voie. De noi cu toții trebuie să slujim comuna asta și să facem bine să... Nu există așa ceva. Acolo unii nu se poate, dacă constatăm că necesită ori suplimentar și asta, o să căutăm să mai angajăm un om, dacă pe un compartiment nu reușește să-și facă treaba în 8 ori, da. Am reușit până acum, sperăm să mai mergem în continuare. Pentru timpurile care se preconizează să vii cu inflația, cu toate criza financiară și starea de război din imediată vecinătate, eu zic că ne-au prins bine cu numărul de angajați și cu... Da, om vedea în funcție de necesitățile de la lună la lună, de la trimestru la trimestru, dacă e nevoie să mai angajăm din posturile vacante, vom... Atunci o să fie analizat în Consiliul Local, o să fie scos la concurs și toate procedurile de... Da, cam asta pentru punctul 2. Dacă mai este ceva de adăugat, dacă nu, să trecem la aprobare. Cine este pentru? Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bun de uz și de interes public a unor drumuri și introducerea în domeniul public al Comunei Pâncei, Județul Bacău. Inițiator primarul Comunei Pâncești. Da. La... Avem un drum, un segment de drum, din cel care ne propusesem noi să-l modernizăm pe fonduri europene. Deci mai exact, pe la cei care sunt din Pâncești, de la Chilebel Nord, treci pe la Crucea lui Sufleasca, pe sus, pe Observator, și se leagă în plopoasă aici cu drumul care merge spre Chilebeni, satul Chilebeni. El a fost și este intabulat pe cadastru sistematic, e făcut când s-au făcut cele trei tronsoane, de cele trei parcele pe sistematic, a fost intabulat și drumul respectiv, cu o suprafață de 4700 metri pătrați. Nu a fost introdus în domeniul public și trebuie hotărâre de Consiliul Local pentru a transmite în momentul oficial pentru înscrierea în, ca drum public și înscris în domeniul public al Comunei Pâncești. Știți că din cauza că nu le-am înscris în domeniul public al Comunei Pâncești, am pierdut proiectul cu fondurile europene. Adică n-am fost singuri, dar asta nu ne justifică să... Din 105 proiecte, au trecut numai 10 la nivel de țară. Din regiunea nord-est am fost 18 și trecut 1. Și dacă le aveam intabulate în domeniul public, în inventarul public a comunei, după cum știți, o să mai urmez pentru data la o ședință următoare să mai introduce și cer acceptul Consiliului Local, dacă sunt un drum care să-i facem carte funciară, să-l introducem în domeniul public, de la Soci, care ține de la
Costica Moșneagul, cum spunem noi, de la Cachi de acolo, până la ultima casă, pe dincolo de Prău, că l-am modernizat cu prilejul construirii asfaltului de pe partea dreaptă, aici, drumul principal, am creat o anexă pe acolo și o să lege cu asfaltul ăsta. Ca să putem să facem investițiile pe el, să, inclusiv extinderea de energie electrică cu stâlpi, să facem un proiect ăsta, ne trebuie să avem drumul intabulat și în domeniul public. Plus, noi am făcut o pietruire pentru, ca și o urgență, cât a fost blocat drumul spațiu pentru la populația de acolo, dar ca să avem un proiect de modernizare și acelui drum, modernizare măcar prin pietruire și podeț și astea, trebuie să-l avem în inventarul domeniului public. Ultima curte de coturi, când au fost, ne-au cerut chiar și balastele pe fiecare segment, pe fiecare uliță, cu intabulare, cu suprafața în metri pătrați, nu la grămadă, nu cât s-au pus metri cub, toni de balast sau ce întreținerilor necesitat fiecare segment de drum. Și cred că e aproape, cred că e ultimul, dacă nu mai fi o scăpare din toată comuna care nu era înmatriculat. E tablat ca și să vedea să... Dar pentru astăzi avem drumul ăsta de exploatație agricolă, de introdus în domeniul public. De... Da, cam asta e. Cred că știi bolul, că e de defectiv. Nu ia de partea aia, sau de partea aia. Când e blocat. Două ieșiri. Da. Și în caz de incendii și de orice intervenție. Dacă care ați fost la Sochi, ați văzut ce lucrări să fac, în asfalt foarte frumos, cu ziduri, de sprijin, cu... Deci, într-adevăr, 30 ceva de ani, să vă și ceva acolo, pe partea aia, unde e... Da, merge pe varianta, mai bine mai întârziem și să fie calitatea superioară, adică nu respectăm tocmai proiectul și tot ce s-o... Da, cam asta e la punctul de. Dacă mai aveți ceva de adăugat, dacă nu, să pun din urmă. Cine-s Petru? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea Comunei Pâncești de Țubacău pentru anul 2022. Inițiator primarul Comunei Pâncești. Vă rog, da? Da. După cum știm, am mai aprobat un astfel de proiect și anterior, asigurarea și păstrarea curățenii și ordinii pe teritoriul comunei și buna gospodărire a acesteia, respectarea normelor de igienă, o constituie obligație fundamentală nu numai a autorităților administrației publice, ci și a instituțiilor publice, a agenților economici și a populației. Autoritățile și instituțiile publice, precum și agenții economici, au obligația să efectueze lucrări de întreținere, de curățenie a clădirilor aflate în proprietatea sau în folosința lor și a anexelor acestora, în incinte, în împrejurim, precum și a oricăror alte spații utilizate de acestea. Cetățenii au obligația să asigure îngrijirea locuințelor aflate în proprietatea lor și sau în folosința lor, a anexelor gospodărești, a curților, împrejmuirilor, să păsteze ordinea și curățenia pe străzi, drumuri, târguri și peste tot unde este spațiu public și privat, nu numai public. Astfel, avem acest proiect de hotărâre pe care nu o să vă dau citire capitolilor care se referă la sancțiuni, pentru că sunt prea mult de citit, dar o să puteți sancționa dumneavoastră. Proiectul de hotărâre se referă și la sancțiunile pe care trebuie să date celor care nu respectă aceste reguli. Dacă doriți să studiați proiectul sau dacă vreți să vă dau citire articolelor, dar ar dura prea mult. Deci avem sancțiuni pentru neîntreținerea curățenii și igienii în locuințe, în anexele gospodărești, în curți și în grădini și cu multe subpuncte. Sancțiunile sunt de la 100 la 200 de lei. După aceea, de la 200 la 1000 de lei sancțiuni pentru aruncarea sau depozitarea pe domeniul public sau privat sau în alte locuri publice a rezidurilor menajere și vegetale, a moluzului. Da. Ați sancționat și cineva până acum? Păi,
Ăsta este proiectul de hotărâre pe care îl... Da, dar și până acum... Sincer, până acum nu am sancționat pe nimeni cu bani. Verbal am atenționat și am făcut tot felul de... Da, contravenții pentru evacuarea rezidurilor animale, creând astfel disconfort vecinilor, contravenții între 200 și 300 de lei pentru neasigurarea curățenii în geamurilor și vitrinelor de la spațiile publice, de la instituții, de la agenții economici, contravenții privind nerespectarea normelor privind acceptarea lucrărilor de construcție, reparații și demolări la clădiri, lucrări de reparații și intervenții pe carosabilul străzii și cam atât. Și mai avem contravențiile care se sancționează cu amendă de 250 și 2500 pentru persoane fizice și persoane juridice pentru arderea miriștilor, a stufului, a tufărișurilor și vegetației erpoase. Foarte mare accent s-a pus pe acest aspect în primăvara aceasta. Am avut o mulțime de sesizări și de la ISU. Nu este voie să ardă, nu datorită neapărat a emanației de fum care poluează, ci a pericolului pe care îl prezintă. Acesta este proiectul de hotărâre. Bun, noi o să vă știinzăm persoanele care sunt așa, dar ar trebui puse și în spații publici. Da, o să afișăm, este afișat pe site, în primul și în primul rând. Și o să mai facem, niște... Dispensare, oriunde, poate cineva citește și... Da, niște afișe pe care să... La agenții economici, da. Așa... Da. Poate atenționări, nu aruncați, nu aveți da, mult, chiar, nu știu ce. Amendă de la... Vizualul... Deci, cred că, într-adevăr, amenda, până la urmă, este cea mai bună metodă de a corecta anumite... Ba, până la urmă, dacă nu dar ești... nu s-a dat nicio amendă, domnul David, până acum. De unde ești? Ați ajuns dumneavoastră din cea mai bună. Cea mai bună e asta, e sancțiune bună. Și în primul rând trebuie să ai un mizerie, nu e de atunci opinia civică trebuie să acționeze și nu spunea, doamne, ascultă în fața magazinului, aruncă gunoaiele. Le-a tras atenția și de cel cu magazinul, care a trebuit și persoana juridică sau fizică, care... Mulți se plâng că nu au tomberoane și de-aia le și aruncă în râpă. De începând de luna asta o să colecteze selectiv, deci, din casă în casă. Asta nu este un motiv. Sunt mulți care au tomberoane, nu își poate aruna și în saci. Majoritatea au tomberoane. Mai faceți o cerere pentru achiziții de tomberoane? Avem intră în obligația prestatorului de serviciu, deci a romprestului, să asigure și cu tomberoane. Deci în prețul gunoiului, nici un om din comunitate nu a plătit tomberonul. Dar să cumpere către firma colectoare. La fel o să dea și pentru selectiv. Da, trebuie la câțiva ani, trecut 5 ani. Și aș vrea să mă informez. Nu se dau decât o dată de către ADIS tomberoanele, odată. Noi am făcut cerere acum și am solicitat iar un număr de tomberoane conform cererilor făcute de cetățeni și ne-a venit răspuns înapoi că vreo 3 dintre ei deja figurau că au tomberon luat de acum 10 ani. Deci ei sunt baza de date foarte... Prima dată câte ați achiziționat? Câte au venit? Poate și-au luat oamenii de 2-3 tomberoane. Nu, fiecare a luat numai un singur. La mine și nu are voie să ia. Tocmai de asta cer și CNP-ul și adrese exact. Numai că trebuie făcut un contract, cum îi spuneam, măi, la 10 ani sau la 5 ani, 7 ani, tu mai aduci unul pentru că ăsta nu ține 20 de ani cu picul. Probabil are o perioadă de valabilitate de exploatare. 80 lei sau 100 de lei. 100 de lei, da. Să-ți spune. Pentru unul. Da. Și asta e un motiv în care vine și spune, zice, da, eu plătesc gunoi, dar la
Sunt tomberoanele de alea mari de selective și la Petrești, în centrul comunii și în mai multe puncte și din Pâncești, care veșnic sunt cu gunoi menajer. Deci, degeaba scrie el sticlă, plastic, carton și el se pune menajer. Doar da. Cele care sunt chiar în fața agențelor acolo se selectează. Acela Petrești că... nu e agent economic acolo, nu e magazinul lui Costel. Păi, Costel și selectează separat. Da, aici și la sosul. Sperăm că din luna asta, când începe cu colectarea selectivă, le adunăm pe asta și o să colectez din poartă în poartă. Trebuie informat populația să nu fie care în curte. Exercițiu de selecție, că acum lumea o să trebuiască să selecteze. Dacă vine și ea din poartă în poartă... Atunci o să vadă care nu l-are selectat, că nu se ia. Da. În ziua Atunci stabilită... Atunci faceți un proiect de hotărâre, să montăm niște camere. Dacă se colectează din casă în casă, nu mai sunt necesare pentru că astea le strângem la centru, le predăm și la apoi. Gropile de gunoi, care gropile. Acolo așa zis, mai... gropile de gunoi. Punctele vulnerabile, da. Da, putem încerca și o cheltuială din asta cu... monitorizată. Chiar dacă nu ajunge doamna viceprimar, dar a pus aici două, trei monitoare și camere de supraveghere, se uită cineva de aici, mai uite, o trecut cu Tărescu, să duci... Da, trebuie niște camere de luat vedere cu mai performante, să-i poți lua, să obțin numărul la mașină sau ceva, că persoana nu poți să-i nemicate pe cameră. Și atunci vezi că aruncat un om, dacă cum îl cheamă și cine... Dacă sunt aici și vă uitați, aveți una montată, de exemplu, la Costel Moțoc, dacă montați acolo una care duce, pleacă unul cu căruța, vedeți, o observați sau... Pe ca, dar în ce direcție eu arunc, el nu știe nimeni. Arunc nu, are unii decât în groapa aia de acolo. De la... Căruța lasă fără în fața mai ajută. Cetățuie. Când în calul, de acolo lasă. Și acolo mai da, sunt care ieși din alte cetățuie. Am văzut așa, alte comune așa, am impresia pe și corpasca. Da, așa au gunoi de 10 ori mai mult ca noi, cu tot cu camerele lor. Nu cred. Nu știu, nu am zis de corbați. Dacă la față așa, prin comunul domn primar, nu e totul rus. Nu e, dar nici negru. Eu zic că comuna e salubrizată, au fost inspecții de la mediul de la Ape Românii. Ne-am verificat în 2-3 rânduri. Verificat la strada principală, dar dacă o luăm pe râu, să fim serioși. Așa, dacă mergem și lângă București, că sunt noi, domnul consilier. Deci, noi le salubrizăm, ele apar altele, dar vorbim că nu sunt de ordinul zecilor de tone. Să stăm un sac, doi aruncate și acolo se salubrizează zona, se adună. Nu se justifică pentru un sac, doi de gunoi, să-i montez camere, tot și n-ai nici curent, n-ai. În viitor ar fi bine, măcar la intră și la ieșiri din sat, sau din comună. Da, deci... Da, am să... De fapt, cer prea mult, nu avem iluminat acele camere. Da, trecem la... Da, e adevărat, poate. Depinde cum vedeți din exterior, că dacă vedeți primăria ca buget, ca și un sac fără fund, da, puteți cere orice și oricât. Dar am scos la punctul 2, că funcționam cu funcționare destul de numeric, suntem restrânși. Și de asta nu funcționează. Oh, de asta. Sunteți mai puțin. Oh, spun eu că cel pe care îl mai angajăm 10 polițiști comunitari și o să fie aceeași salubrizare în comun, vă spun eu. Și încărcăm cheltuielile pe cetățean. Și acum, cum avem cu curentul de la... Ce cum îi face? Curentul avem de la doamna viceprimară, de la ce de la 9, când întunec, până la 12 noapte, până la 24 ore ziua. De la 9 jumătate, că acum ziua s-a murit. Pe timp de vară acum. Pe timp de vară, 3 ore funcționează iluminată. Dimineața, dacă se luminează la 4 jumătate, am hotărât că... În perioada asta de vară, până în septembrie, octombrie, când se mai... Să nu mai pornească. Dar seara, de când se înserează și până pe la 12 jumate noaptea, este... Nu știu, eu înțeleg dacă... nemulțumirea oamenilor și vă înțeleg și pe cei care... Dar atâta timp cât chiar nu avem cu ce să ne plătim anumite... Dar mai trebuie repetați. Și mai putem să facem economie, măcar pe aici, pe acolo. Faceți... Vreți să faceți economii, faceți toate părțile din economie. Păi, noi nu puteți să lăsați oamenii pe întuneric, spunând că faceți economii
Și avem mașini care se plimbă în stânga, în dreapta, dacă vă uitați. Dacă, pe următoarea ședință vreau să văd și unde conduc motorină, cam cât să folosești și kilometri. Și la mașinii primării, utilaje și absolut ce. Sunt lucrurile care probabil da. Problemă, sunt dacă vreți să vedeți. Aici chiar avem economie. Pentru că suntem printre primele comune, printre puține comune din județul Bacău, care avem GPS-uri pe utilaje și pe mașini. Eu deci personal, mașinile noastre, oricând, pot fi verificate în GPS și se vede unde a circulat, când a circulat, ce a făcut. Deci nimeni nu poate să folosească în alte scopuri decât cele de servicii. Merg la măsurători, la probleme de apare sau ce probleme sunt în cadrul instituției. Deci nici într-un caz. Inclusiv mașina dumneavoastră. Da. Cele pe ăsta îmi da să rău. Am GPS pe el și eu dacă merg... Activat. Deci, nu, e activat tot timpul. Deci la orice oră din zi sau din noapte, se vede unde circula mașina și cât o... Și pot să vă spun că chiar s-a înregistrat o economie la carburant, adică nu avem GPS-uri de un an de zile, cu un 30%. Deci... aveți o mărătă. Locul lui... Nu... Ați pronunțat cuvântul de avarie. Aici la Țăgănie, după 3 dimineața, la 6:10, tot timpul este apă pe asfalt. Dar nu e de la avarie acolo. Nu, nu încarcă Marian Costinescu pentru elicidat și probabil mai curge. Da, e ca dimineața? Dimineața încarcă, da, după aceea sus. Am trimis și eu de vreo 2 ore de pe mare acolo. Nu e. Deci dânsul o propus, nu? De la 10 la 12 noaptea. Cine decide? Decidem noi, nu dacă... Da, hai să stabilim, nu, întâi, să stabilim întâi deci, bugetele, că am avut ședința de buget și e ușor să cei mai greu să înțelegi de unii cei și dacă se poate da. Deci, în toate, repet, bugetul se parte în două componente. Bugetul Consiliul Local și bugetul de autofinanțat. Pe bugetul de autofinanțate intră apa, canal, iluminatul public și gunoiul. Astea trei deocamdată și căminile culturale, ce mai avem, da, acolo e destul și o activitate, e destul de puțină și se autofinanțează. Deci toate activitățile astea și nu sunt la grămadă, ele au fiecare contul lor. Deci nu putem să luăm bani de la gunoi, de exemplu, să plătim curentul la apă sau invers, sau să plătim iluminatul public. La iluminatul public, prin hotărâri de Consiliu, am... prins o sumă din buget și am transferat-o pe autofinanțate. Să vedem la Curtea de Conturi că sunt foarte multe comuni care ieși. Ane RSC-ul Botoșani, când m-a chemat la control, nu zic că nu e legal să luăm bani de la buget să plătim iluminatul. Deci să punem taxe de iluminat public. Ceea ce noi n-am făcut-o până acum și foarte multe comuni au pus în, până în aproape de 100 de lei de gospodărie. Și dacă cetățeni solicită consiliul local hotărăște, mai luăm încă 100 de lei la cetățeni și îi ținem lumină matematică. Această soluție noi am propus-o pe perioada de vară, când ziua este și iar, mare. O să vedem, o să căutăm. Am zis că să profităm de măcar de am mare rezerve 3, 4, 5 luni în care putem să facem lucrul ăsta. Deci, înainte de a veni scumpirile pe curentul electric, care știți cu toții la ce preț s-a ridicat, noi am apucat și am semnat un contract cu pe un an de zile, până în septembrie, cu o creștere de maxim 20%, și, adică chiar 20%. Și ei n-au putut să crească prețul. Bun, e și plafonarea la un leu pe kilowatt de către guvern, dar asta e până în primăvară 2023. După aceea o să intrăm pe negocieri pe prețul pieții și sunt convins că cel puțin sistemul de apă de la Sorș, care nu se poate autofinanța, veci acolo e pe pierdere, 30-40%, să fie greu să-l ținem în... și am mai repetat și pe la alte ședințe, că și fântânile sunt părăsite, populația s-a învățat într-un anumit confort și trebuie să menținem acest confort cu orice preț, dar dacă mai creștem un leu la prețul la apă, să mai facem controle, să vedem cum se contorizează apa și dacă, de ce, nu... Acolo e problema. Da, o să, doamna vicepremier, trebuie făcut o comisie și prin sondaj luat câți 10 oameni pe fiecare sat care ne găsim... Și într-adevăr, există, cred că în toată comuna, 5-6 puncte cu probleme. Dar
să luăm măsuri și acolo ca să nu se extindă, să le stingem și pe alea 5-6 și tot lumea se cucească. Da, mai avut când a fost un incendiu la Vlanic, ne-am dat 3-5 cisterne de apă, nu poți să lași să ardă casa vecinului că pânguiește apă. Trebuie să... plus avariile de... Problema nu e o avarie, problema e constantă, lună de lună. Nu e că ia foc o casă și dați... Da, alea sunt sporadice, sunt cazuri izolate, e adevărat, da. E trebuie... O să fim mai, mai atenți pentru că, într-adevăr, banii se încasează foarte greu și se cheltuiesc foarte repede. Căutăm să rămâim cât mai bine bugetul să putem închide anul, să putem să funcționăm cum vom curând. Că vedeți că și reducerile care vrea să facă, se face tot de pe bugetul funcționar, nu pe investiții. Pe investiții alea să bătem cu uite, să le scoatem la capăt și o să... Mai avem altul? Nu mai avem, nu? Nu, divers. Da, dacă toți suntem da. Pe divers și am ajuns puneți la asta. Se pune la vot. Da, se pune la vot. Dacă nu avem, nu avem. Trebuie la punctul 5, diverse. Dacă tot a fost discuția de prețuri și asta, vreau să aduc la cunoștință Consiliul Local Pâncești, că avem câteva lucrări cu probleme și sunt convins că le vom rezolva, dar destul de greu și anevoios. De exemplu, lucrarea care o avem pe por aici, lângă noi, a fost contractată de anul trecut. N-am avut semnat contractul de finanțare cu porul, cu fondurile europene, și ne-au amânat cu clarificările din toamnă până în aprilie. S-a semnat contractul în aprilie, acum ne-au amânat. Deci, au fost 7-8 rânduri de clarificări și până se dau clarificările, până să analizați, până vin controlul în teren, până asta, am întrerupt, am fost nevoiți să obligați să întrerupem activitatea timp de 7-8 luni zile. Firma care a câștigat licitația, domnule, eu o făceam la timpul cealaltă. Prețul la fier a fost contractat de către firma respectivă cu licitație cu 2,80 și apoi nou. La OSB s-o dubla, la Polistiren s-o dubla. Și nu mai poate susține să mai lucrez. Și ne-a făcut o adresă de reziliere a contractului. Acum, noi, prin clauzele contractuale, putem să-l acționăm în judecată, că e obligat să-ți ducă lucrarea la bun sfârșit, să zicem. Dar omul în instanță o să, să zic, să se sprijin sau să levă de segmentul ăsta care l-am întrerupt noi din cauza aporului că n-am avut finanțare. Și atunci e posibil să ne câștige și să ne judecăm vreo 2 ani de zile cu el și să nu realizăm nimic. Prin ordonanța 64, care ne se actualizează devizul general, nu putem să nu îi acoperăm, mai bine zis, decât într-un anumit procent. Deci nu vine chiar la prețul pieții, la prețul zilei de astăzi. Și ca atare omul nu poate să mai lucreze, așa spune noi. Vine cu alte motivații, că închide firma, că vrea numai. Da, deci eu nu-l pot obliga decât poate să piardă garanțiile care le are pe aici, poate să... Acum... ceva și-a dus la prietenul și ne zua de aici. Acum am vorbit la apor, am trimis și să ne dea un punct de vedere scris și spun... Nu lei de următorii. Da, e adevărat. Da, nu-i vina nici a noastră că s-o lunge, că nu ne-a dat finanțarea la timp, nu-i nici a lor, că ei nu știu nici ea, nu știu cu cum cresc prietenii. Acum am văzut că cerim un punct de vedere scris, am cerut acum 2 săptămâni la Pora, am mai vorbit și la telefon de 2-3 ori pe tehnic, acolo să ne dea explicații sau îndrumări, cum ar trebui să facem. Văd că chiar dacă scoatem la licitație, trebuie să actualizăm tot numai cu ordonanța 64, dar cred că tot varianta e de a relua procedurile de licitație sau negocieri directe, să vedem ce punct de vedere ne dă porul. Cam înțeles că e undeva un paragraf în legea 98, prin care acolo unde termenele sunt strânse și s-o lungi și pierdem o finanțare, la rest de executat, cum avem și noi aici, că e rest de executat, se poate și prin negocieri directe cu 3 firme, care are prețul cel mai mic, tot prin ăsta, dar să nu mai, să se mai reducă din termen, ca și timpul de licitație. Firma cealaltă de la PNDL, de la canalizare, care și aia mai au de executat
10% de lucrare, două stații destul de mari și complexe, la care au pierderi din 100% față de ce au câștigat. Eu zic că vin de luni la treabă și o închid așa, indiferent de situație, ca să putem face recepția până la finele anului. Am avut pe cele 10 nouă puncte de consum, materialul reușit de la E1 și se lucrează la situații de lucrări și sperăm acolo să dă direct de către E1. Sper că într-o lună, cel mult o lună jumătate, să avem contoare la toate punctele de stații de pompare și stația de epurare. Ai o discuție la stația de epurare acolo cu... Să văd dacă nu ieși traiul rămas ultima, dacă ne aprobă să mergem cu 3,80, să nu mai mergem cu 6,000, cum am mers la Soș și la Pântec, că am plătit sumelele colosale. Și să mergem direct cu 3,80 și să fie contorizat, nu măsurat și estimat. Să fie măsurat, nu estimat. Da, sperăm să recepționăm în cel mult o luni de zile lucrarea de la Soș, care domnul consilier Bergheș și alți consilieri din zonă, care sunteți, domnul Flore, domnul Arvinte din zonă, fost pe acolo, sau chiar și alți consilieri din Consiliul Local. Majoritatea la ochiul liber poate aprecia ca și calitate lucrare de acolo. O să a fost făcut în timp scurt și de firmă serioasă. Chiar spunea domnul Codelor Țelbu, directorul la Sărbut Consult, că dacă se mai lungește două luni de zile, nu mai poate face așa de repede, cresc prețuri la anumite componente care le-au în asta. Deci lucrurile așa trebuie să făcute, dar din păcate astea care sunt pe fonduri externe, sunt foarte greu de accesat. Dacă ne uităm urmă la câte am avut, ar trebui să te mulțumesc că s-a finalizat pe caminul cultural, s-a finalizat drumul de exploatație agricolă și am mai rămas cu puține nedecepționate la ora actuală. Deci avem asta două care sper cel puțin una să închidem, pe nedeleu până în toamnă să închidem construcția, că să și expire, dar avem obligat să recepționăm lucrarea. Vreau să mă informez Consiliul Local că am mai depus pe PNRR Casa Specialistului în curtea Caminului Cultural de la Petrești. S-a făcut o dezmembrare de 10 ani. Acolo o să fie un bloc, să zicem așa, cum și ăsta de la Pâncești, cu 4 apartamente, cu toate utilitățile, cu independență energetică de 80%, deci asta înseamnă tot panouri solare, reducerea curentului electric și a kilocaloriei de încălzit cu un procent de până 90%, ca altfel nu putea. Plus o stație de încărcare electrică în zona aia, la construcția respectivă. Ca și cheltuiel de cost, am făcut contract cu firmele de proiectaj de consultanță cu plata din proiect, plata la succes, cum spunem noi. Deci nu le-am dat niciun ban din bugetul anului 2020 și nu o să le dăm, o să primească banii din proiect. Am mai avut unul cu iluminatul public, la fel tot plata la succes. Nu a trecut, ei spun că o să mai redepună, că sunt programe multianuale, deci în fiecare an se reiau programele alea și zic că data viitoare o să avem întâietate, că am avansat cu ceea ce ține de autorizare, adică proiectul tehnic de execuție și avizele și toate astea. La PNRR am înțeles că mai sunt și alte proiecte care pot fi accesate, dar cum la Pâncești nu se prea pliază, de exemplu, pentru piste de biciclete nu avem spații, pentru stații electrice se dau cu prioritate pe națională E85, că așa cere regulamentul. Mai vedea dacă mai puteam să mai depunem un proiect pe digitalizare, pe urbanism, am mai văzut acolo pe PUC, pe alte... Oricum, e o gamă destul de restrânsă, ca să zicem așa, ceea ce am putea face pe PNRR. Ca și nivel de comun, de gradul care suntem. Sunt comunii care au
un grad mai ridicat și au o punctaj mai mare și dacă nu aveam un minim 80-90 de puncte, avem pe fondul de mediu școala Pâncești cu circa 3 milioane, 2.700.000 lei, 27 miliarde, care e în analiză acum și o să înceară clarificare că nu mai e bine trimis. Asta sperăm să avem 98% punctaj acolo, sperăm să prindem școală cu fondul de mediu. Și ce mai putea face pe bugetul local? Important să ne gospodărim chiar la, adică să avem grijă și de partea de funcționare, cum am spus, chiar acolo să riscarcă lemne pentru încălzirea primăriei și căminului culturale. Încă avem centrale, eu încălcăm să luăm lemne din timp și să fie cât de cât uscate, chiar mai avem rezervi din anii de urmă. La fel le-am frigerat și la școală să se aprovizioneze materialele noastre pentru iarnă și să lucrăm la Pâncești 2, la școala care o să funcționeze din septembrie, ca toți copiii, din toți elevii din comuna Pâncești să funcționeze într-un singur schimb. Deci din toamnă vom mai funcționa în două schimburi și sperăm să avem un randament mai ridicat. La... Numai schimbul unu. Foarte mic. Da. Deci de ani de zile ne chinuim și am găsit soluția asta cu introducerea școlii Pâncești 2, cu să fac toalete acolo pe cel local. O să vă cerem la rectificare, la rectificare că nu avem suficient de sumă acolo, o să mai rectificăm de undeva unde nu s-au făcut investițiile, o sumă să completăm la început. Da, vă rog, dacă sunt deci, tocmai ați văzut deschiderea. Pe 15 august vom face și sfințirea căminului cultural și deschiderea toată o serbare campionească. De Sfânta Maria. Da, de Sfânta Maria. Că am luat în calcul că mai vin și de pe afară, o să facem un mie... Luați în calcul, tot la mine să fie aprezi. Da. Până atunci o să vedem cum ne organizăm să... Deci mulți întrebau. Da, pe 15 o să facem, o să mediatizăm pe toate planurile sfințirea căminului și... Poate și menținem ca și dată, în fiecare an, să facem o observare campionească zilele ale comunii, cum fac și părinții, aparava, Răcăciunul, majoritatea comunilor. Dar să vedem cât de bine ne putem organiza ca și debut, că e destul de greu să faci ceva ce nu s-a mai făcut niciodată, e cum ai înființa un târg în Pâncești. Nu prea o să vină lumea și nu prea o să aibă eficiență. Dar, în al doilea, o să căutăm să vedem ce pierdem și ce... la cum o să fie sau ce sincopiu să avem și să le corectăm de la an la an, să începem să promovăm, invităm firmele care au activitate pe raza comună, în diverse activități, eu știu, începând de la legumicultură, protecția plantelor sau medicina naturistă, tot ce avem pe raza comună și vor să facă expunere atunci, sau să avem și o expunere. La nivelul ăsta și plus dansuri, petreceri, după rugăciune, după sfințirea. Am făcut o adresă la episcopie, să invităm și prea înaltul, să găsim la dans, să invităm la slujbă. Dacă după slujbă se devine civil, că orice om după ce își face serviciu, e om. Și primarul după slujbă poate să danseze, că nu are nimic. Sau oricine, consilierul. Viceprimarul, polițistul și-a gripost, dacă nu-i în tură, dacă e în fază și protecția cetățeană, e în timpul serviciului, trebuie să-și facă serviciul. Am și eu două întrebări, dacă se poate, și nu deranjez prea mult. Înainte de dansuri și de deschideri de petrece, ce facem pe susate, dacă nu știați? Închiriți, și-a scăsă o zi mai bine și geamă. Este un și domnului consilier, deci, sunt sate care n-au fost pornate palmul de asfalt. Le știu și eu. Da, cred că vă referi la Chilebien, da. Bieneț. Da. Nici o palmă, nici un gram de asfalt nu a fost pornat. Sunt sate care nu au apă potabilă, apă curentă. Acum ești bine. Bine, acum e. Nu-i vina mea.
Haideți să nu căutăm, este a noastră, nu căutăm proiecte pentru piste de biciclete, să căutăm proiecte. Nu, dar vina e Consiliul Local, nu e a primarului. Și cu iluminatul la fel. Local? A fost local. Sunt oameni plătiți pentru așa ceva. Eu nu vin să fac un proiect. Dumnezeu a propus să... de la 10 la 12. Noi te puneam împotrivă și puneam, nu, domnule. Să le duc apă cetățenilor. Sunt oameni angajați pentru așa ceva. Eu nu sunt angajat primării. Prin deciziile care noi le luăm. Mai concret, deci vă referiți că satul Chelebeni nu are asfalt. Nu are asfalt. O să următorul proiect îl facem pentru Chelebeni, pentru... Nu are apă potabilă. Pentru... Eu am consultat populația din Chelebeni. Și nu vor apă. Din aproape. Și majoritatea au fântâni și o dă apă potabilă la Chelebeni centralizat, cu canalizare. O să mai dureze timp și populația are o putere economică mai scăzută și ei sunt foarte mulțumiți dacă le putem face drumul. Și au fântâni și să folosiți fântânilor. Chiar cred că cu 60% din, fiind foarte puțin acolo, 60% din populație am vorbit, în ideea că dacă, ascultați-o pic, dacă își doresc apă, nu trebuie să facem apă, putem merge cu asfalt și apă aia. Dacă eu îți doam apă, că avem fântâni, hidrofoare, se împrumută unul cu altul, majoritatea au fântâni, deci nu e atât de... Lăsați, domnule, scuze, dacă nu se poate înainte apa și după asfaltul. Se poate, dar nu se vrea. Eu nu pot să aștept apa să nu toarne asfaltul peste 10 ani. Deci, conform ultimelor dispoziții guvernamentale, așa se cere, niciun asfalt să nu fie turnat până nu există apă și canalul. Și ar fi chiar așa indicat să nu termine asfaltarea și până nu te apuci de tăiet, să bagi conductă de apă și de... Cât fi costă asfaltul? Da. Cât fi costă asfaltul? Zona... Omul plătește aceleași taxe ca și dumneavoastră. Aceleași taxe. Cine are el s-a născut la Chelebeni? Și asumă și el că nu poate fi ca la Răcăciun la Național sau cam în cerți în cerți. Și-o asuma că are casă acolo. Și-o asuma, deci, dar trebuie să... Eu dacă îmi fac casă la Chelebeni din sus, nu trebuie să vină primăria să-mi tragă toate utilitățile. Că mi-am asumat că își fac casă acolo, știți? Toate, nu, facem o pietruire ca să poată ajunge pompierii, salvarea, bordul când e nevoie. Și utilitățile la zonele izolate se fac de către beneficiar, prin hidrofoare. Da, dar nu e o zonă, e un sat, e o comunitate de oameni, da, e zonă izolată. Și din Nețudeală e mai în pericol decât... Acolo putem să spunem că e izolat, deși merită și ei, cum să nu, că tot cetățenii sunt. Dar... Da. Ia Beniu, s-a câtea familie acolo, copii mici, cum? O să ajungă și acolo, nu? Nu au, stau în ciubote. Nu, e chiar așa, nu. Da, nu, plecați să știți că... Vă arăt poze, dar uitați-vă... Nu stau, că nu pot, nu că nu au bani. Nu, David, cărați-o, chiar stau în șezi mii... Eu merg să ne gătere pe zi. Da? Vă arăt poze? Și nu cred. Vă arăt poze? Și eu merg poze. Vă arăt poze? Și nu, vă arăt poze. Vă arăt poze, dar am. Corect, corect, aduceți poze. Da, știți, dacă acum facem o abstracție de la subiecte, dacă căutăm ca la Vax Populi, că sunt în toate comunile. Da, tot felul de oameni, dar nu trebuie să scoatem numai partea rea sau cetățenii de ultima speță a comunii și să-i... Dar nu e partea rea, omul e vinovat că merge în cizme, nu am spus că nu merge. Nu, dar n-ar fi fost normal. N-ar fi fost normal. Păi, noroi. Asta vreau să spun. N-ar fi fost normal ca... Acolo unde într-o comunitate nu ai nicio mașină să-i dezvolți infrastructura și acolo unde ai 100 de autoturisme, să-l lași cu drumul spart. Nu? Deci luăm în calcul că și drumul județene și în așa, o să fac și un calcul de cât timp. Luăm în calcul și din Nețu, de exemplu. Nu niciun proiect, niciun asfalt, nimic. Din Nețu... Sunteți din 2016. Din Nețu o să... Și statul natal. Din Nețu o să fie de aici încolo satul cu cel mai mult asfalt. Ca să vă explic de ce. Urmează să mai treacă cel mult 2 ani de zile și atunci să facem proiecte și să asfaltăm drumul de exploatație care este străbat zona legumicolă și o să legăm de drumul județean. Adică venim cu două proiecte. Unul pe segmentele de intravilan, cum am fost și când am făcut drumul de exploatație. Și unul pe drumul de exploatație să le asfaltăm. Deci ăla o să fie primele asfaltate. Mai e un segment spre Argeaș care e singurul care e într-un son mai lung și restul e drum județean. N-aveam câteva drumuri. Ele, câteva, dacă... Da, ele de ce n-au fost asfaltate până acum, ca să știți.
au fost prins într-un proiect de fosta conducere, domnul Moțoc, au fost în fonduri europene, au fost eligibili cu 63 de puncte și nu s-au finanțat. El chiar e eligibil, dar fără finanțare. Și am mai încercat și l-am mai pus pe CNI același proiect și n-am vrut să umblăm la el, în ideea poate prindem finanțare. Proiectul a fost complet, chiar atunci de bani s-a muncit. El a fost dus până la aviz și menținut ani de zile. Acum, dacă nu se reușește el, toate segmentele alea sunt trecute pe Angel Salini. Dacă nu se reușește nici pe Angel Salini să finanțeze, o să căutăm surse de finanțare locale sau din alte surse, sau credite, dacă Consiliul Local își dorește, facem credit de 1 milion, 2 milioane de euro și asfaltăm toate ulițele. Și vedem cum, dacă mai... Atunci mai stăm așa. Deci eu am căutat și chiar am conștiința împăcată că îmi dat tot interesul să absorb toate fondurile care puteau să vină în Comuna Pâncești. Deci nu am nicio remușcare cu un fond care s-ar fi pliat comuna noastră, am fi putut să-l accesăm și nu l-am accesat. Dacă știți că se poate lucra și fără bani, trimiți o firmă care vrea să lucreze acolo să ia bani. Dacă nu ați pus o bucată de asfalt, de exemplu, un kilometru și jumătate unde l-ați pus acolo, puteți să-l duceți la Chiriabeni. Era necesar acolo. Era necesar. Proiectul era început. Au fost voturile mai multe. Nu, să știți că chiar e greșit dacă gândiți așa. Nu se votează, nu se fac lucrurile pe vot, se fac pe necesități. Chiar așa s-a făcut. Și deci la, asta Soce, asfalturile pleacă din asfalt, se închid din asfalt. La Chiliaben, ca să deputăm de acordat cu asfaltul de la Fugeriș, avem un segment de drum, doamne sectară știe, am discutat și doamne Iscoar, care nu e al nostru, și-ar fi însemnând să facem strict pe 500 de metri pe intravilan, atât, să ne opream. Deci nu putem construi, cheltui bani și face proiecte de asfaltări pe alte teritorii. Deci drumul care leagă Fulgerișul de Chiliabeni e pe Comuna Corbasca. Deci, domnul, nu poți vizionar, da, știi. Și nu poți face să construi asfalt pe altă comună. Deci am banii publici. Cazul și la Balastare. Exact, așa stăm și la Balastare. Soluții sunt, faceți alt drum. Trebuie să mergi pe Comuna Corbasca să ajungă într-un sat în comuna mea. Ei, soluții sunt. Fie să dezvoltăm un drum de exploatare, să-l mărim și să-l intabulăm și să-l facem la 6 metri, că alea de exploatare sunt la 3 metri, să vedem dacă ne permite, dacă avem de unde să recuperăm, că sunt niște limite cât poți să diminuezi din suprafețele agricole. Una, doi, el trebuie să fie introdus în domeniul public, trebuie... Cred că mai ușor l-am preluat pe ăla care există, că el e pietruit, se circul pe el de zeci de ani. Și e și varianta de preluare de la Comuna Corbasca, strict numai a drumului, să ne-l prin hotărâi Consiliul Județean, dând și să cedeze suprafața drumului și noi să o introducem în inventarul Comunei Pâncești. Dar discuția asta e de vreo 2 ani și am vorbit cu o comună, o scudurat ani de zile până când nu reușit. O să alegem o variantă, să vedem. Deocamdată o să încercăm să... Dacă Consiliul hotărăște, să facem un proiect de asfaltare pe intravilanul Chiliabenului, dar vă spun că cheltuim pe proiect. Dar depunem să luăm drumul de la Comuna Corbasca, să luați... Doamne secretar, vă apucați de documentație, eu vă aduc model de la altă comună și ne apucăm cu documentația care trebuie să și preluăm. Soluția cea mai bună. Eu am vorbit cu primarul de la Corbasca, domnul primar Pușcașu e de acord. Da, e de acord. Consiliul local de la ei o să fie de acord că practic drumul noi îl folosim 9% de drum. De la parafa, de aici. Da. Începem să avem. Da. Sunt, într-adevăr, sunt probleme stridente, probleme care trebuie să pus atenție executivului și a Consiliului Local, să găsăm metode, să găsim surse de finanțare și să găsim unii la alții înțelegere. Adică noi la Consiliul Local și Consiliul Local la executiv, la primar. Și funcționar din primărie, să putem... Găsiți înțelegere. De mâine am pus contra unui proiect care... Dar trebuie să ne uităm și pe
Da, v-am dat explicații de ce s-o lungi cu Dinețul, de ce că Dineț trebuia să fie asfaltat de 5-6 ani în urmă. Și tot am mai lungit o mine. Nu au apă, eu când îi văd cu tractoarele și duc și iau apă la cine, la fugeriș, la ce găsă în asfalt. Da, o să văd dacă, reușesc să facem un proiect de apă. Să știți că nu, că mulți au mai venit cu idei, că, doamne, că sunt două izvoare, că nu știu, doamne, nu mai se poate face pe o plângere de asta. Deci, dacă putem face foraj de mare adâncime și găsim fonduri să facem la, cum se cheamă acolo, la Coșări, la Fulgeriș, punctul cel mai înalt, și am mers și la Fulgeriș și la Chileveni. Am putea să încercăm, deși aducțiunea de apă în satul Fulgeriș o să fie foarte grea, că asfaltul e foarte îngust, stâlpi pe o parte și pe alta, te stăpăm exact pe mijlocul drumului. Asfaltul e bun, au pus ei gardurile în drum. E mai greu să le mai mutăm acum, după atâția ani. Tot omul o să mai cuprind un pic. Chiar mă gândesc că unii poți face infrastructura apei acolo, pe unii. Pe mijlocul drumului. Tăiați și băgat apă și pe unul când faci branșamente. Și pierderi și când se spargă, pierderi și oprești circulația, când nu mă oprești trăiești. Dar nu ne putem. Am impresia că acolo vrei să-i ajut, dar nu se poate. Cam domnul Bismat îi zice pe mare aveți dreptate. Acolo, chiar dacă ai bunăvoință, aproape e foarte greu. De exemplu, un plâncer, să zic, canalizare, s-o săpa pe șanță, s-o distrus foarte puțin asfaltul, s-o făcut treceri subterane, deci n-am avut tăieri de asfalt pe nicăieri, toate numai, dar... Sunt multe comuni care au pe mijlocul drumului, cum să... Da, dar la Fulgeriș, ca să faci o chestie de asta, trebuie să oprești circulația cel puțin 3 luni de zi. Și pe unde să zici? Nu au nicio variantă, nu ies nicio variantă, nicio uliță, nimic. Fiind foarte îngust drumul, eu o spun din experiența mea. Aveți experiență, nu zic. Nu, nu. Și atunci le lăsa pe rau. Păi nu e vorba de lăsat. Trebuie găsit o soluție. Dacă ai tăiat asfaltul pe mijloc, 3 luni, 4, n-ai cu ce. Că poate faci branșamente până... Eventual băgat tobul prin cămașă. O, da, e... Cămașa cui? Deci bagi... O să consum. Vedem niște specialiști care să vină specialiști cu idei și cu... Nici altul, dar și azare. Dacă e vorba de un nișor, poate puneți la podul ăla din apetești, dar îi dați lăgit, puneți niște lașei din astea. La care pot? La podul? A, da, da. Acum vezi pe vreo unul pe acolo. Da, da, da. Și eu am văzut acolo. Niște lașei din capul joasă, ceva, soluții. Am lăgit ca să-mi capul cu semnă. Hai să vă mai spun la diverse alte aspecte care cred că este de interes Consiliul Local. Am avut o ședință pe Gal și o să avem o sumă foarte mică, circa 10-11.000 de euro care se împarte comune în anul ăsta. Să vedem ce putem lua de suma aia ca și oate. Dar în schimb să dau granduri, sume nerambursabile de 5.000 de euro, la cei care au avut în 2019 activitate economică PIAF sau PF sau eu știu, altă formă juridică, cu facturi. Deci cei care au avut, indiferent cu tânărul fermier de 40.000 de euro sau de 15.000 de euro, se încadrează la grandurile astea dacă au o activitate în 2019. Și se dă, nerambursabil 5.000 de euro. Una. Doi, ar fi că pe sesiunea 2021-2027, sesiunea bugetară europeană, vor fi foarte mulți bani pe cooperative. Am mai discutat resurscitarea cooperativele cu micul Ideinez, dacă este posibil, dacă nu, de înființarea altei cooperative cu 2-3 membri de aici și să fie centru și alte comuni care mai vin cu 2-3-5 membri și să fie centru tot la Pâncești, pe Cosidentul, că e zona mai mare legumicolă și să... Chiar ne s-a întrebat dacă, aveam un teren să-l dăm pentru construcții de 49 de ani și mă gândesc că singurul teren care îl are primăria e tot la Petrești, acolo unde avem și casa specialistului, că restul e Pășunii, sau e în
Ministerul în inventar domeniul public la învățământ. La învățământ trebuie aprobarea Ministerului Educației, care nu-ți dă să-l scoți imobilul respectiv decât pe o perioadă determinată. Cum am avut noi aici, pe 10 ani de facem obiectivul ăsta de la Ministerul Învățământului, cu aprobarea lor. Deci e mai dificil să poți să scoți. Am vedea dacă o să fie un proiect viabil și avem argumente, cum am scos din circuitul agricol pentru stația de epurare a apei, fiind proiectul de utilitate publică, putem încerca undeva lângă Balta lui Toma să scoatem din circuitul de la persoane, din schimbare de destinații, să facem către Ministerul Agriculturii, să trecem să dea scoatere de ea, să trecem în domeniul public, să putem să-l concesionăm. Acum am vedea dacă se dorește, într-adevăr, cum se tot insistă pe toate căile, că se dezvolte agricultura și criza produselor agricole mondiale și peste tot cu seceta, cu încălzirea globală, sunt fenomene care nu mai sunt de domeniul discuțiilor, ci a văzului și a percepției, deci nu mai trebuie să mai auzăm la radio să ne povestească cineva, că vedem și noi că ori plouă undeva de apele, ori nu plouă deloc, ori din niște vânturi de dezvălesc casele și fac tornade. Și așa sunt mii de lei tona de urei, 9 lei motorina, dezvolt agricultura numai în jos, așa, în cap. Da, e adevărat că noi o să devenim ecologici, cred că trebuie să avem cu ce să mai fertilizăm câmpurile, ogoarele României la prețurile astea, dar... Nu avem animale. Așa, cu noi e de grav și acum. Un plin pe zi, dacă da, să știți că criza energetică și prețul carburanților e în toată Europa, nu numai la noi. Și atunci prețul o să fie pe măsură. Da. Asta se poate... Se poate... Firmele care sunt mai puternice, care lucrează, cele care sunt mai, cu un buget mai mic sau, știu, mai sensibile la asta, mai închid și poate. Da, închid unul, deschid alții, pământul va fi lucrat, sunt convins că nu va rămâne nelucrat. Da, asta e. Deci, una peste alta, am astea să... Ecomicultorii au, el anul lor, an de an, câștigă, nu câștigă, ei știu să-și administreze fiecare termen lor solar. Anul ăsta trebuie să spune campanie. O medie în agricultură se face pe 10 ani, dacă 8 ani câștigi și 2, nu e o problemă, că sunt parte pierderea pe 10 ani. Da, să nu fie 8 de pierderi și 2 de câștig, atunci e mai dificil. Da. O să fim mai atenți la dezvoltarea comunei și cât mai atenți la fondurile care sperăm să vină. Mai avem un asfalt de 2 km care sperăm să finanțăm pe Angel Saline cât de repede. Cum am spus, următoarele proiecte vor fi pentru DNS dacă le luăm pe buget local și pentru Chelebent. E adevărat că vorbim de infrastructura rutieră de asfalt. Pentru Petrești și Soci, ca să fie clar, să cam închis ce mai rămâne, rămâne pentru cine o să mai... Da, aș vrea la dacă vă rog. Și eu la domnul consilier, în legătură cu declarațiile de avere. Trebuie să-mi dați adresele dumneavoastră din care nu aveți obligatoriu, trebuie să mi le lăsați înainte de a pleca. Și vă vin niște link-uri și niște parole pe mail și atunci vă încărcați singuri declarațiile online, da? La lecția de integritate. Dar neapărat astăzi și mâine o să le transmitem. Poftim? Nealic, sper să-l ajută dumneavoastră. Da, are tinere acasă. Are, poftim. Are. Ajută. Mai nici ca noi. Cine nu înțelege, ne poate întreba, că doar nu e nicio problemă.
Doamna încarcă Ionela, e responsabilă cu declarațiile de avere. Trebuia să punem și un responsabil. Nu am picioare vechi. Trebuie cu semnătură electronică. Anul ăsta se mai permite așa, dar de la anul semnătură electronică. Nu mai chef. Înainte de a pleca, nu uitați să lăsați adresele de e-mail fiecare. Care nu are, nu aveți la un copil, la... Da, da, dacă nu vă faceți, vina dumneavoastră. Domnul, da, nu aveți cum să vă faceți telefon, dar nu aveți... Dar nu l-am făcut eu și nu știu cum îi fac. Atunci ce la mine, comentează de cine? Da? Comentează dumneavoastră sau... Deci înainte de a pleca la mine, toate adresele de mail. Se poate face și pe telefon cu butoane de la tine? Dacă nu mai trimite, da, pe vreo să mă închide așa, să mă trebuie să rămân băcat. Mai aveți să vă dea adăugat, doamna secretar? Nu doar atât și nu uitați să mă lăsați pe adresele de mail. Dacă sunteți de acord cu închiderea ședinței, Credeam, dar nu mai spui. Da. Eu am vrut să spun la domnul consilier Zamu, ne-o spun din timpul liber. Eu nu știu mă tare ce